să se calculeze limită când n tinde la infinit din cine? Din n la a treia pe lângă. Radical din n pătrat plus radical din n la a patra plus 1 minus n radical din 2. Observați că dacă n-ul tinde la infinit, ăsta se duce la infinit, ăsta e la infinit, deci tot radicalul meu se duce la infinit minus infinit. Prin urmare, având caz de nedeterminare, amplific cu conjugatul, da? Și o să vină n la a treia jos. O să vină radical din n pătrat, scuze, radical din n pătrat plus radical din n la a patra plus 1 plus n radical din 2. Sus o să am diferență de pătrat, adică cine ăsta la pătrat, adică interiorul radicalului, n la pătrat plus n radical din n la a patra minus 1 minus ăsta la pătrat, care face cât? Minus 2 n pătrat. Bun. Și acum, mai departe. Ăsta de aici, ca să nu scriem de 7 ori, este radical din n la a patra minus 1 minus n pătrat, că se răduceau. Din nou este infinit minus infinit, din nou amplific cu conjugata. Și vine limită când n tinde la infinit din n la a treia pe lângă. Vedem imediat. Vine ăsta de dinainte, radical din n pătrat plus radical din n la a patra plus 1 plus n radical din 2. Pe lângă conjugatul ăsta, ăstuia, care înseamnă radical din n la a patra plus 1 plus n pătrat. Iar sus vine diferența de pătrate, adică cine? N la a patra plus 1 minus ăsta la pătrat, adică n la a patra. Ăștia se reduc. Și acum ce facem? Observați că am infinit n la a treia supra infinit. Păi din nou caz de nedeterminare, asta ce înseamnă? Că o să dau un factor de jos tot ce se poate. Și anume ce fac? Uite, odată radical din n la a patra, ăsta, iese ca un n pătrat în față. Având n pătrat, dau un factor un n în total în față. Da? Pentru că radical din n pătrat face n. Deci dau odată în factor un n de aici și o să vină pe lângă cine? Nu știu dacă o să am loc. Ia, hai să-l punem mai jos pe aici pe undeva, da? Așa, și punem egal. Așa, bun. Asta ca o paranteză, atenție, egalurile astea, știți că a venit vorba. Nu știu, și pe mine m-am învățat așa la școală și am observat că la fel e tendința și acum. Că dacă pui un egal, pui egal aici. Care e logica lui ăsta, băi, frate? Asta a rămas așa, un fel de legendă așa. N-are niciun Dumnezeu. Odată, două argumente. Odată, asta, pentru ziua de astăzi, păi știți că atunci când redactați în ord și aveți egal cu ceva, ăsta îți trece pe următorul rând, îți dispare egal. Băi, chiar așa ori fi de tâmpiți americane aia când au făcut softul, ca să nu pună două egaluri. Păi, automat, atenție, dacă e egal, că zice, păi da, dacă să știi că să continui aici, păi dar cum poți să fii egal cu nimic? Știți, zici 2 plus 3 egal. Și mai pun o dată egal, că asta știu că învățam eu când eram mic la școală, că pe ca să știe că egalul să continuă și pe cum da egal, lași așa în aer? Pe clar că este pe rândul următor. Zice, da, da, dacă era 5, dacă puneai egal cu 5, nu se înțelege. Dacă 5 îți zici că înseamnă altceva, păi de acum să însemne altceva dacă egalul ăsta să continuă, da? Deci nu puneți egalul decât o singură dată, n-are sens, da? Bun, hai să vedem. Deci dăm un n în factor pe lângă ce mai rămâne acolo. Dând n în factor, în n-ul subradicală îți intră ca n pătrat. Deci pe fiecare împarț la n pătrat, adică 1 plus, în radicalul ăsta n pătrat, îți intră ca n la a patra. Da? Că se ridică la pătrat. Deci vine plus 1 pe n la a patra. Bun. Plus n-ul ăsta împărțit la, că l-am dat pe n în factor, radical din 2. De aici, pe cine dau un factor? Pe am n pătrat, iar n la a patra de subradical este ca n pătrat. Da? Atenție, uite ca o paranteză, întotdeauna dacă aveți un n la o putere K, ceva, nu contează, eventual una, da? Radical de ordinul P, să zicem, din ceva și asta sunt grade mai mici, ăsta se comportă, atenție, ca un radical de ordinul P din A, n la K pe P. Adică se comportă ca și când numai ăsta îți, la infinit mă refer, ca și când numai ăsta îți dă comportarea întregului polinom. Da? Asta se arată imediat, treceți în partea asta, altă faceți limita și, sau faceți raportul și o să vedeți că vă dă 1, da? De asta dăm în factor, ne uităm întotdeauna numai la termenul dominant. Deci radical
la 4-a n pătrat, deci mai dau un n pătrat în factor și cu n-ul din față venea n la a 3-a, da? Bine, radical din 1 plus 1 pe n la a 4-a, am spus de ce, plus 1. Ăștia se reduc, hai să vedem cât e limita acum. Păi, vine așa, ăsta este 0, ăsta e 0, cât îmi dau aici? 1 plus 1 face 2, vine odată 2 plus radical din 2, iar aici 1 plus 1 egal cu 2. Deci limita noastră este cine? 1 pe 2 pe lângă 2 plus radical din 2, nu știm cum apare răspunsul. Hai să amplificăm și cu 2 minus radical din 2, că s-ar putea răspunsul să nu fie, uite, vedeți, nu apare rațional, da? Și atunci ăsta este, dar stați puțin, de ce? Dă, sper că n-am greșit pe undeva, să ne uităm, verificăm, ia. 1 plus, scuze, uite, vedeți cum am grăbit, ăsta e radical din 2, că era 1 plus 1, e radical din 2, da. Mă uitam că, uite, că la răspuns nu ți apărea o expresie de asta, da, am grăbit, ca de obicei. Așa. Ăsta cât face? 2 radical din 2 ori 2, 4 radical din 2, da? Deci egal cu 1 pe 4 radical din 2, poți să amplifici cu radical din 2 și îți dă radical din 2 pe cât? Pe 4 ori 2 pe 8. Radical din 2 pe 8 este limita noastră. Hai să o căutăm. Radical din 2 pe 8, uite, limita noastră era A. Răspuns corect, A.